Nu ne cunoaștem țara, județul sau chiar și localitatea în care trăim. Aceste lucruri le întâlnim deseori în cele mai diferite domenii. Și acest lucru se găsește și în ceea ce privește testarea calității apelor, element extrem de important în protejarea mediului înconjurător. Un exemplu ar fi la Deva, la laboratorul de analize al sistemului de gospodărire a apelor Hunedoara, unde vin clienți externi pentru stabilirea calității apelor de suprafață, a celor uzate și a celor subterane. Pe lângă analizele efectuate pentru clientul intern, efectuăm analize pentru clienți externi, așa zis terți, pe bază de comandă și contracost evident. În caz de poluări accidentale, suntem întotdeauna acolo, prelevăm probe și în cel mai scurt timp analizăm în așa fel încât să putem emite buletinele folositoare în urmărirea poluării ulterioare. Activitatea de prelevare este și ea o activitate acreditată și ca atare putem emite buletine care să garanteze o calitate a activităților noastre. Laboratorul de la SGA Hunedoara este unul acreditat și asta nu de ieri de azi, ci de 20 de ani, lucru care implică responsabilitate și rigurozitate. A fi un laborator acreditat impune niște condiții sine qua non. Două dintre ele ar fi asigurarea calității rezultatelor analizelor, confidențialitatea și un al treilea, să le numere așa, imparțialitatea. În spatele tuturor rezultatelor analizelor pe care noi le înregistrăm în buletinele de analiză, stau multe alte analize efectuate suplimentar pe soluții de etalon care generează uneori zile la rând lucrăm pe aceste substanțe și generează niște rezultate care ulterior vor fi trecute printr-un șir de calcule statistice, în așa fel încât să determinăm niște parametri de performanță caracteristici metodelor respective. La acest laborator se lucrează doar după metode standardizate și cu aparatură omologată, conform normativelor în vigoare, pentru stabilirea calității apelor de suprafață, a celor uzate și a celor subterane. Lucrăm doar cu metode standardizate, proceduri general valabile la nivel de ANAR și instrucțiuni de lucru foarte clare, unde avem stipulat de la metodă de lucru, domeniu, absolut tot ce ține de o metodă. De asemenea, echipamentele pe care le folosim sunt niște echipamente etalonate metrologic, certificate de metrologie emise de către laboratoarele de metrologie acreditate, RENAR și ele. Și avem în lucru, în general, ape de suprafață, ape uzate și ape subterane, deci cele trei categorii de apă. În laboratorul de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara se fac seturi complexe de analize, care cuprind stabilirea pe puncte de lucru specifice a cianurării apelor, mineralizarea acestora și altele. Suntem structurați pe puncte de lucru. Unul din punctele de lucru este regimul de oxigen, unde se determină indicatori oxigen, consum biochimic de oxigen, consum chimic de oxigen, regimul de nutrienți, unde se determină nitriții, nitrații, amoniu, fosforul sau fosforul din fosfat. De asemenea, punctul de lucru de toxice, regimul de toxice, unde determinăm cianura, substanțele extractibile, detergentul, fenolul din apă, regimul de mineralizare, unde intră indicatori gen pH, calciu, duritate, rezidu, materii în suspensie, cloruri, sulfați, deci tot ce intră în cadrul mineralizării, conductivitatea. La laboratorul de la SGA Hunedoara Deva se fac analize pentru stabilirea calității apelor de mai bine de 45 de ani, acesta funcționând de-a lungul timpului sub diferite denumiri.